Cum este piața auto afectată de Samsar și de dorințele românilor? Dacă vă uitați pe orice site de vânzări auto, nu doar Autovit, o să vedeți de obicei la mărcile comune 3, 4, 5, 10, 20 de oferte cu mașini foarte ieftine și le recunoașteți după anumite formulări, da? Accept orice test, full, 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 fără piele, recent adusă, etc. Astea sunt mașini aduse de Samsari, care uimitor oamenii au reușit să le aducă mai ieftine decât aceeași mașină pe site-urile belgiene sau nemțești. Deci același Passat în România este la același preț sau chiar mai ieftin decât în Germania. Ceva se întâmplă acolo. Și oamenii normali care au de vândut sau au de cumpărat o mașină fac în felul următor: se uită la anunțurile astea și spun: ok, prețul este 4.000 de euro. După care, a 6-a sau a 10-a sau a 20-a mașină este o mașină care este la 5.000 de euro sau la 4.500, care este mașina unui civil, adică unui cetățean anume care vrea și să-și vândă mașina. A luat-o, folosit-o, acum vrea să o vândă. Și aici, na, să zicem că sunt și cetățenii care vând mașini rupte și cetățenii care vând mașini normale. Noi ne referim la cei care vând mașini normale, civilizate, bine întreținute. Cetățeanul ăla o să primească 10-20 de telefoane și o să întrebe: bă, de ce e bă mai scumpă ta decât alea 5? Și răspunsul, că am trecut și eu prin asta, este același: du-te, frate, și ale palea. Păi nu, că alea sunt de la, ba, răspunde un cetățean de etnie, ba, nu prezintă încredere, ba, mă aborește cu actele. Păi, și atunci, o mașină civilizată și bine întreținută de la un cetățean care inspiră încredere, care are facturi, care nu știu ce, e mai scumpă, cu 10%, cu 20%. Păi nu, bă, că trebuie să-mi o vinzi la prețul ăla. Cetățeanul care are mașina de vânzare spune: bă, nu o vând, tocmai pentru că știu că alea cele mai ieftine sunt rupte. Da? Asta e cazul meu, când am vândut Passatul la fel, deci mă sunau tot felul de: bă, dar ce mai scumpa ta? Zic: frate, este foarte bine întreținută, revizia, am facturi, am anvelope noi, am alea. Păi, da. Tu te și eu pe aia, prietene. Ce se întâmplă? Cetățeanul normal ține de preț, dar nu o las mai mult pentru că nu valorează atât de puțin. Omul care cumpără, cumpărătorul se duce și până într-un final alege una din alea țepe, care sunt 4-5 în cele mai ieftine. Da, se duce și eu pe aia. Schema e următoarea: nu contează foarte tare mașina, ci contează cât de mult se poate lăuda el că a luat-o la preț bun, că are kilometri puțin, că are toate dotările din lume, că l-a făcut pe ăla de 200 de euro. Deci asta este cel mai important. Este absolut irelevant orice altceva. Dacă tu poți să dai mare în fața prietenilor, tot s-a terminat. Deci de fiecare dată când am discuția asta cu tata îmi spune că el are consum 6. Cum ai tu consum 8 la Subaru? Păi zic: tată, eu am benzină odată și a doua am 4x4 permanent, e normal să consume mai mult. Și tu mergi, bătrânește, și eu merg forjat. Da, normal, a mea consumă mai mult decât a ta. Măi, ceva, nu e bună mașina. Asta, uitați, să mai zic, trebuie să te lauzi că ai consum. Deci, cât e în carte consumul? 4? Trebuie să te lauzi la prieteni că ai consum 3-5, pentru că altfel te la mașină degeaba și ești cel mai prost din cartier. Deci la vechiul Subaru și aveam consum maxim pentru că eu merg tare, căcat, da, și 2-5 benzină, se ducea ca foc. Și eram constant pe Fioli, pe site-ul ăla de pus consumul, era constant primul. Și nu mai bă, dar ăsta ce dracu face? Forjez mașina, aia fac, da, că de-aia mi-am luat 2.5 turbo. Păi nu e bine, mă, așa trebuie, da, ți-ar trebui să mergi cu ea la consum. Păi nu, dacă vreau să-mi iau consum, îmi luam 1.4 benzină, nu îmi luam 2.5, nu? Și mergeam cu ea bătrânește, dar așa eu îi dau să sară capacele. Nu e bine. Nu, 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 nu e bine. Și văd chestia asta și la oameni care își iau mașini mari, scumpe. Și deci ai dat 50.000 sau 70.000 pe mașină și mi te lauzi mie în consum. Pentru ce? N-are nicio logică chestia asta, deloc și niciun fel. E stupid. Dar pentru că toată lumea face la fel, trebuie să faci și tu asta. Deci am niște amici care ne întâlnim la bere și sunt din ăștia. Ei și-au luat mașina și nu-i interesează și mai vin ăștia și întreabă: dar cât am consumat asta? Nu știu, prietene.
Păi da, dar cum să nu știi? Nu, n-am nicio treabă. Când se aprinde becul, alimentez sau cum văd eu că a scăzut, alimentez și aia este, nu știu. Nu mi-a luat mașina să mă uit la consum. Păi cum adică? Ce dotar ai? Habar n-am, nu știu, mașina merge. Merge de rupe. Și când am vândut Passat-ul, băi, n-am trecut, deci avea, când mi-a dat nenea, avea 3 pagini de dotări și nu știu ce. Căcat, am scris și eu acolo, sistem de sunet premium, hard disk intern, senzor pe spate. Senzor pe spate și cameră pe spate și cutia automată. Și mă suna oameni și întreba, și are de aia? Zic, da, are și de aia, și are și de aia, da, zic, are și de aia. Cred că da, nu știu, apar n-am, nu folosesc 3 sferturile din alea. Dom'le, trebuie să pui acolo pe listă? Nu, trebuie, tată, nu, cine știe ce echipare este și cine știe ce este, știe despre ce e vorba. Nu e nevoie să înșir 300 de chestii ale mașinii. Alea sunt pentru oameni care vor să agațe fraier, care nu știu ce cumpăr și care se bucură la fiecare dotare ale mașinii. Nu. În momentul în care cumpăr mașină, te uiți și te informezi ce are fiecare echipare. Mai ales dacă, cum a fost și cazul meu, menționezi echiparea atunci când vrei să vinzi mașina. Și ultima chestie pe care o au românii este asta cu lăudat. Bă, deci trebuie să te lauzi că ai scos-o, deci, și asta e termenul. Am scos-o. Am scos-o mai ieftin. Deci dacă pui o mașină la 5.000 și vine ăla și negociezi cu el la 4.800, el e mega fericit pentru că a scos-o mai ieftin. De ce? De ce să faci asta? Și a venit unul, când vindeam Passat-ul, băi, și s-a uitat pe lângă mașină și că uite, e zgâriată și aici. Păi zic, da, scria în anunț că e zgâriată, erau inclusiv poze cu toate zgârieturile, deci nu înțeleg. Și omul încerca să tragă de piept, să uite la fiecare zgârietură și că să... Păi nu dai mai ieftin că uite, e zgâriată. Păi zic, nu, în anunț scria că este zgâriată. Deci ați venit să vedeți o mașină zgâriată din anunț, știați. Deci nu. Păi nu, credeam că mai lași ceva. Da. Mai pun încă 100. Păi nu. Negocierea trebuie să meargă și în sus, nu merge doar în jos. M-am uitat la dumneavoastră, păresc că aveți bani. Deci, prețul a urcat cu 200 de euro. E distractiv. E distractiv și în același timp foarte, foarte aiurea. Un sfat de final. Dacă vreți să vindeți mașina, păstrați toate devizele, păstrați toate facturile. Este foarte distractiv asta. Ce vezi, boss? Boss, uite, vând aici o mașină cu istoric. Are carte service, uite devizele, tot ce s-a lucrat la ea, pentru că boții am făcut eu distribuția, dar era foarte frumos, arată și mie factura. Păi n-am. Și de unde să știu că ai făcut distribuția? Păi crede-mă pe mine. Nu! Deci știu de undeva, ești prieten, ești mama? Nu, tu nu te cred, arată-mi devizul. Păi n-am că... Am fost la un moment dat, că acum mulți ani, cu Cetin să ne uităm, nu mai știu ce, un Mitsubishi parcă își căuta, un Outlander. Și mi-a zis omul că el și-a făcut el singur toate reparațiile. Păi zic, bun, arătați-mi măcar facturile la piese. Nu le am, domne. Păi zic, tată, ce vinzi aici? Eu ce cumpăr? Te încrede, te știu de undeva, care-i faza? Păi nu, cu mașina merge. Am înțeles. Da, dă-mi și dovada că ai făcut ce spui la ea. Da, deci asta este. Păstrați tot ce puteți păstra despre mașină pentru că la un moment dat o să o folosească. Chiar dacă aveți în plan să muriți cu ea în brațe. Peste 20 de ani să vă îngropați în ea.